Vedeți așa niște schimbări clare la actuala generație, juniorii de acum față de cum erați voi din generația voastră? Da. Așa ca mentalitate, ca... Da, este, pentru că ei sunt atrași de telefoane, tablete, telefonul e cu el tot timpul. El, dacă ar putea să lea și pe saltea sau, știu, în sala de sport, n-ar lua. Dar regulile trebuie să le impui de la început. Și mai sunt niște lucruri. Când intră, nu ne mai trebuie, lipsește infrastructura. Încă nu avem sălile în care... Ei sunt pretențioși, generația aceasta. Nu este cum eram noi la vremea respectivă, că nu puteai să zici nimic. Ei poate să zică orice. Poate să spună orice și zice, domnule, vreau condiții. Ca să fac sport, vreau condiții. Ce condiții vrei? Păi vreau o sală cu roată, vreau nu știu ce, vreau vestiare, vreau nu știu ce, să pot să intru. Adică, ca să-l atragi pe unul în ziua de astăzi să facă sport, îi trebuie condiții. Dacă eu mă duc într-o țară, sau ei merg într-o țară, într-un cantonament, să zicem, nu zic că țările nordice, care totdeauna au țările nordice. Perfect acolo. Înțelegi? Totul, țările nordice, de ce se dezvoltă și sunt mult? Pentru că ei au infrastructura bună. Și ei vin și fac sport, ei de școală. Și aici la noi lipsește chestia, din școală, sportul, din școală. Ora de educație fizică trebuie să fie neapărat. Pentru că e sănătatea poporului român. Au fost cel puțin 30 de ani, adică ce știu eu, după 90, 30 de ani, păi, în care scutirea la ora de sport a fost sfântă. Toată lumea a încercat să fânteze. Asta ce a făcut? Am ajuns asta a venit și aici. Din mentalitatea părinților, în primul rând. Toți vor să fie mari matematicieni, știu, da, exact, ingineri, exact. Să fie manageri toți. Nu pot să fie toți. Dumnezeu ne-a lăsat pe pământ fiecare cu o misiune. Și fiecare să-și ducă misiunea pe care e. Dacă ai cine să te ghideze, să-ți duci misiunea până la cap, este ideal. Și de asta zicem că antrenorii, profesorii, sunt cei care, din viața, ne aducem aminte de când eram la școală, prima clasă, învățătorul care ne-a învățat să scriem. Deci ne aducem aminte de el. De ce? Pentru că el a fost primul care ne-a dat direcția. Următorii, școală, gimnaziară, mergem mai departe, la liceu, toți avem câte ceva, un profesor care ne aduce aminte, ne-a imprimat, s-a imprimat în mintea noastră, pentru că el este cel care ne duce. Așa și antrenorul și profesorul de educație fizică. Sănătatea noastră este mai importantă decât tot. Pentru că copiii noștri, dacă fac mișcare, am văzut pe cei mici aici, ați văzut, au spus, fac basket, fac not, fac... De ce? Văd un mare campion. Da. Și vreau să fiu și eu ca el. Îi dăm modele, noi suntem modele pentru ei. Și atunci noi trebuie să intrăm acolo, în școală, să le arătăm, să le spunem. Și undeva și pe autoritățile locale le putem convinge. Deci, domnule, am un proiect, vreau să fac nu știu ce, mă duc la el, domnule, pentru sănătatea, pentru copiii noștri din zonă, promovăm zona, promovăm localitatea noastră, orașul nostru. Și atunci toată lumea vrea chestia asta, dar și nu își dorește să promoveze. Copiii s-ar duce spre sport, trebuie să fie, să aibă și condiții, cum spuneam, ca să fie și îndemnați de părinți. Am o sală, am condiții într-o sală, este ideal. Sunt multe fete care fac lupte, am tot văzut știri, uite, chiar la Antena 1 am văzut un reportaj cu Roxana Căpezan, care participă și la Europeanul de la București? Da, avem o echipă la toate categoriile. Deci la București participăm la toate categoriile. Și la Greco, la cele 10 categorii, și la fete și la băieți. Deci avem echipe complete pentru amalniacul, echipe complete la toate trei stilurile de luptă. Aici la fete, fetele sunt, ea spune eu că sunt extraordinare. Sunt mai conștiincioase ca băieții. Da? Spun sincer, fetele sunt mai conștiincioase ca băieții. Sunt mai multe fete acum față de cât erau acum câțiva ani? Păi, să începem așa, cu o chestie. Fetele au făcut progrese din 2000. S-a pus mai mult accent pentru ele. Înainte de 2000, a fost o glumă la noi cu fetele. Da, zice, da. Era Berceanu mai mic, campion olimpic, vorba aia, medalia. Și răspundea de fete pe vremea aceea, știi? Și ce, pe ăsta micul a spus, voi la treci la fete, deci nu le-au fetele astea, zice, mai mari și îl trântesc. Și zic, Berceanu este puțin, era, Dumnezeu să dânească, era mager, era băiat extraordinar, știi? Și istez la minte Olteanu, cum spuneam noi, știi? Și Berceanu, ușor, ușor, federația a început să dezvolte un pic fetele și de când au câțiva ani de zile încoace, deci după 2008, au început fetele să fie mult mai active decât băieții. Medalii mai multe,
medalii la mondiale, medalii europene, medalii de titluri, vicecampioane, deci avem. Uh-huh. Avem Alina Vuc, avem Andreea. Deci, Andreea, deci sunt niște sportivi și sunt mai multe. N-aș vrea să dau nume pentru că să nu le las pe unele nepuse în, așa, în ramă, cum zic că eu. Fetele sunt și mai supărăcioase. Fetele a zis, domnule, maestru sau domnul profesor sau domnul, n-a spus și de mine ceva. Și am cer scuze față de ele ca să nu le dau nume. Dar da, sunt două remarcabile care au dat ton și dau ton acum. Uh-huh. Iar, puteți să ne spuneți de cine participă astăzi? Înțeleg că astăzi sunt probele la Andreea, fete. Andreea este una care ne așteptăm la Ana, Andreea Beatriz, care ne așteptăm la o medalie. Restul le doresc succes la toate. Eu merg pe mâna ei pentru că a confirmat. Am luat și acum un an medalie, deci campioană europeană. Deci sunt sportive care... Restul le spun succes și le încurajez după amiază. Uh-huh. Acum dimineață sunt aici. Dar după amiază le încurajez, sunt alături de ele. Iar pe băieți, la fel. În continuare sunt alături de ei. Pentru că toată federația, toate, ați văzut, domnul ministru Novac, domnul președinte al CSR, Mihai Covaliu, deci toată lumea este alături de sport, de lupte, a spune eu acum. Pentru că noi am confirmat, noi confirmăm în continuare, luptele confirmă în continuare, ca și spune eu, mai sunt câteva discipline sportive care, într-adevăr, natația confirmă, canotajul confirmă, tenisul. Copiii se duc unde văd modele. Și atunci noi suntem modele pentru ei, generația nouă care vine, trebuie să avem grijă de ea, să o formăm și să o ducem mai departe. Dacă ar fi să puneți în balanță, ce v-ați dori mai mult în perioada următoare? Medalii pentru România la Jocurile Olimpice sau mai mulți copii care să meargă la sport? Amândouă. Îmi doresc. De ce? Pentru că dacă avem mai mulți copii la sport, avem mai multe șanse la medalii. Copii care să meargă către performanță. Pentru că dintr-o sută, dacă rămân 10 care să fac performanță, este bine. Dar dacă ai 500 și îți rămân 50 care să facă performanță, e și mai bine. Vă întreb pentru că impresia e că oamenii care trebuie să ia decizii, politicieni, miniștri care s-au mai perindat pe la Ministerul Sportului, parcă pun mai mult preț pe medalii. Toată lumea se mândrește cu medalii, dar de fapt dacă te uiți la niște statistici, ne dăm seama că nu suntem la coada Europei cu sportul. S-a îndepărtat lumea de sport. Da, da. De ce? Piramida este așa. Școala, clubul, federația, și mai sus, ministerul. Noi ce ne dorim? De la cluburi, selecție. Selecția către loturi. Loturile are grijă federația de ele. Ministerul are grijă de federații. Și statul le oferă tot ce trebuie ca să aibă recompense pentru tot ceea ce fac ei. Așa ar fi normal. Am auzit o declarație dată de președintele Federației de Lupte, domnul Pârcălabu, care spunea că dacă am avea o sală polivalentă în București, am putea să organizăm și un campionat mondial. Ce ar fi extraordinar. De acolo se califică sportivii la Jocurile Olimpice, adică e o competiție uriașă. Așa este. Dar n-avem sală polivalentă. De când domnul președinte Răzvan Pârcălabu este la Federație Internațională, Federația Internațională, noi avem mai multe organizăm mai multe competiții europene. De junior, de senior, de campionate și mondiale am avut organizat aici. Când era în 2011 a fost primul campionat după 1979, primul campionat în ăsta. De acât că după atâția ani de zile începem să organizăm mai des competiții. De ce? Aducem lumea, vede ce înseamnă România, ne facem imagine și ne prezentăm altfel noi. Copiii văd sportivi străini, văd cum vin, văd cum se prezintă și vedem la casa noastră, nu ne ducem noi la alții. Uhum. Și atunci căutăm și stagii de pregătire să facem la noi, pentru că e mai bine să avem acasă. Mergem și afară. Mergem în diferite locuri cu stagii de pregătire. Competițiile sunt cele mai bune pentru că ne dă partea psihologică. Puterea de a trece peste mulți factori care aduc... Am văzut ce emulație a fost și cu campionatul european de junior de natație vara trecută aici la Otopeni. Câtă lume a fost în tribune. Ce bucurie extraordinară. David Popovici va fi un super campion al României? Este. Încă n-a ajuns la Jocurile Olimpice cu medalia de aur la... Ce a făcut el până acum, la vârsta lui, este un super campion. Este un băiat, l-am cunoscut la gala sportului, adică ne-am întâlnit față în față. Restul îl văd în bazin, îl văd, cum să zice, în competiții. Este un geniu
a natații. Adică, cum să zic eu, Federația de Natație a scos ceva. Dacă ne stăm și ne mai uităm, am avut mulți campioni și multe fete și băieți la natație. Vedeți, unii așa văd că de natație și îmi place că vin, e sportul iar la fel, un sport care te ajută să te dezvolți. Și este obligat, domne, să știi două chestii, eu mi-aduc aminte. Te învăța să noți, una, ai nevoie pentru calamități, pentru orice, să știi să noți, da? Și a doua, să lupți, pentru că lupți pentru... Pentru țara tine. Ta, pentru tine, exact. Să te salvezi. Exact. Vreau să mă mai întreb un lucru. Observ că sunteți bine cu fizicul da. În continuare, vă mențineți bine. Vă antrenați? Aveți niște ritualuri? De exemplu, Victor Pițurcă spunea că nu da. Trece zi fără să alerge în pădure. Ăsta e ritualul lui și fără să facă sport nu poate să stea. Dacă vă spun, totdeauna... Când, până te lași de sport, zice, după ce te lași de 100 vezi, te îngrași, te faci, te schimbi, nu știu. Nu, dacă duci o viață normală, deci, ordonată, cum zicem noi, o viață ordonată, să știi să le faci pe toate, cum zicem noi, să știi pe toate la timpul lor să le faci. Uh-huh. E bine. Eu acum am luat și eu după telefon un program și fac un program de gimnastică. Da, deci faceți. Mă înțelegi? Deci în fiecare dimineață îmi fac programul ăsta. Uh-huh. Aveam un alt program, cum vă dați așa, și 30 de minute de alergare, de mers, nu știu ce. La o anumită vârstă nu alergi. Dar trebuie să mergi. Uh-huh. Mersul face bine. Eu mă uit la cei care au făcut atletism sau oameni în vârstă, până la 90 de ani, care merg, se duc la competiții și merg. Îi admir. Și pentru mine sunt un model și un mod de viață. Pentru că te duci și faci ceva pentru tine. A te întreține pentru sănătate. Că de fapt asta vorbim. De mic trebuie să-ți formezi. Să mergi până la o anumită vârstă. Pentru că dacă cu cât ești mai bine pregătit fizic, și mintea îți lucrează mai bine. Cu fotbal vreau să închem și să vă întreb, că sunt convins că vă uitați la fotbal. Mă uit, cum să toată lumea se uită la fotbal. De națională vreau să vă întreb dacă mergem la Euro, ce părere aveți? Începem acum drumul spre Euro peste 10 zile. Eu îmi doresc, grupa noastră este una, a zice, dificilă și accesibilă. Nu poți să zici că e ceva ușor în sport. Nu poți să zici niciodată că e ușor. Ba, e ușor, nu e ușor nimic. În orice ramură sportivă nu e ușor nimic. Nici în fotbal nu e ușor. Chiar dacă sunt ei 11 pe teren, 10 plus 1 care se apără poarta, cum se zice, e greu și pentru ei. Dar avem o generație, ca în toate sporturile, sunt generații tinere care își doresc mai mult. Și cred, eu cred în șansa lor și le dau, cum să zice, tot girul ca să facă tot pentru noi. Măcar pe Andorra o batem? Asigur, ar fi culmea. Adică, dom'le... Cu ce? La scor, așa? Cum vă așteptați? Eu dacă zic că am un scor al meu, dacă dăm 2-0 și câștigăm, am două chestii, noi trebuie să câștigăm întâi, da? Scorul după aceea vine. Dacă am câștigat, plecăm de la 1-0, da? Uh-huh. Cât putem să dăm? Dăm 5-7, că ați văzut că și acum în fotbal vor veni niște modificări, că nu mai poți să umilești două valori, da? Și una ar prinde o zi proastă și dă 7 goluri. Nu mai pleacă și de la suporti, dezamăgiri și sportivii, cad psihic și nu știu ce, și nu mai revin nici în etapa următoare. Așa și noi zicem, dom'le, să fim acolo. Pentru că egalitatea valorilor dă valori și mai mari. Deci un 2-0, hai că ne mulțumim cu un 2-0. Eu așa spun. Domnul Vasile Andrei, o plăcere a fost mulțumesc să vă am în această dimineață aici la Spuntro Live. Mult succes în continuare, să vă meargă și antrenamentul, să vă meargă toate bine. Să mergem, să fim sănătoși, asta e cel mai important. Mulțumesc mult. Mulțumesc și vouă pentru atenție. Pe curând. Mulțumim.